Bună ziua! În acest tutorial o să desfacem o Husqvarna 137. Este la fel ca și 136, 141 și 142. Așa, pentru a-i schimba setul motor. Aceasta a mers doar cu benzină, fără ulei de amestec și la un moment dat s-a calat, s-a lipit pistonul de cilindru, apoi și-a dat drumul, dar nu mai are compresie absolut deloc. O să începem prin a dezansambla. Scoatem capacul. Aici este prins cu cele trei șuruburi. Ok, desfacem capacul. Apoi o să începem dezansamblarea dinspre admisie, dinspre filtrul de aer. Desfacem filtrul de aer care este prins cu două șuruburi. Ok, desfacem filtrul de aer, punem într-o parte. Apoi, plasticul de care este prins filtrul de aer este prins cu două șuruburi cu capete de 10, două piuli separate. Desfacem și pe acestea. Îndepărtăm plasticul. Aici este carburatorul care este prins cu un suport metalic. Avem două șuruburi lungi care vin până în acest plastic să fixeze carburatorul și două șuruburi care vin prinse de carcasă. Acestea au un capăt de stea. Cele de aici de la carburator sunt de 7 de obicei. Le desfacem și pe acestea. Nu contează ordinea. Ok, desfacem și șuruburile acestea. Scoatem. Okay. Scoatem și acest fier. Ok, carburatorul este acum fără niciun fel de problemă. Îl desfacem împreună cu toate cele. Îl lăsăm așa, dacă scoatem furtunul de alimentare o să curgă benzina. Nu o să-l desfacem, o să-l lăsăm acolo. Și garnitura. Așa. Adaptorul de la carburator este prins cu două șuruburi cu cap de imbus. Desfacem și pe acesta. Așa, după ce am desfăcut cele două șuruburi, acesta trebuie tras puțin către noi, către mâner, deoarece aici este prinsă galeria de admisie. Nu vă speriați că o să iasă un pic mai greu. Deci avem galeria de admisie și aici, ceea ce acesta nu mai avea, trebuie să fie un tub mic de impuls. Așa, o să vă arăt apoi. Acesta se vede că nu-l mai avea și asta este un motiv pentru care nu merge cum trebuie. Ok, am terminat cu admisia. O să-i scoatem bujia, ne mutăm pe partea dinspre tobă. Să desfacem și toba. Așa. La evacuare, aceasta normal trebuia să aibă două prezoane. Aici văd că nu mai este niciun fel de problemă. Desfacem. Aveți normal capăt de 8. Ok, desfacem cele două prezoane. După ce desfacem cele două prezoane, eșapamentul la acest model
se desface pe jumătate. Acesta văd că merge chiar la mână. Noi l-am mai fost desfăcut. Așa, și apamentul trebuie să se desfacă pe jumătate. Dacă nu merge ușor, luați o șurubelniță. Așa. Aici mai avem un șurub care este prinsă de cilindru. Care este prinsă eșapamentul de cilindru. Desfacem și pe acesta. Nu încercați să trageți de eșapament fără să desfaceți acest șurub. Nu o să iasă. Riscați să rupeți ceva. Ori eșapamentul, ori cilindrul. Făcut și pe acestea. Punem deoparte. Așa. Mai departe o să desfacem demarorul și partea de ambreiaj. Demarorul este prins în 4 șuruburi, care le puteți desface cu un torx sau cu o șurubelniță cu capăt drept. Ok. Îndepărtăm demarorul. Așa. Aici avem volanta, plasticul acesta de răcire. Așa. O să desfacem și piulița de la volantă ca să ne fie mai ușor. Pentru aceasta vom bloca pistonul. Așa. Ori folosim un dispozitiv special care intră în locul bujiei, ori șnur. Șnur de sau oață, dar să nu fie foarte, foarte moale, riscați să se prindă între cilindru și piston și să vă facă ceva probleme. Dacă nu aveți un dispozitiv special pentru blocat volanta, v-am spus, puteți să folosiți o ață. Dar atenție ce fel de ață. Apoi desfacem piulița de la volantă cu un 13. Ok, după ce am desfăcut-o, avem și o șaibă aici, le punem deoparte și o să o lăsăm așa, o să vedeți și de ce, mai târziu. Scoatem șaiba cu grijă să nu o pierdem. Așa, acum ne mutăm pe partea de la ambreiaj. Desfacem capacul de la ambreiaj. Ok, îndepărtăm capacul de la ambreiaj. Așa. L-am împreună cu lanțul. Așa, și acum vom desface ambreiajul. Acesta, după cum vedeți, are săgeata. Deci se desface în sensul acelor de ceas. Vă și arată. Deci în partea aceea se desface. Ok. Așa, vom desface ambreiajul. Noi avem o unealtă specială, dar în cazul în care nu aveți, puteți să bateți cu o șurubelniță mecanică. Acesta s-a desfăcut foarte ușor chiar. Probabil l-a mai fost desfăcut recent. Ok, scoatem ambreiajul. Da, steluța este puțin uzată, chiar mai mult uzată, dar vom discuta cu clientul dacă dorește să o schimbăm sau nu. Așa. Apoi avem șaiba. Și aici avem pompa de ulei. Acesta este prinsă cu două șuruburi,
cap de stea. Desfacem și pe acestea. Ok. Așa. Și acum pompa trebuie să iasă ușor în sus. Da. Da. Ok, gata, am scos-o. Wow. Deci ce este aici? Trebuie să o curățăm și pe aceasta. Așa. Ok. După ce am golit rezervorul de benzină, putem să scoatem și furtunașul de la carburator, să-l punem într-o parte, întrucât o să desfacem acest carter de rezervor, iar furtunașul acesta trebuie să iasă prin gaură pe aici și carburatorul nu are cum să treacă. Ok, după ce am scos carburatorul, o să desfacem deci partea aceasta, carterul acesta de rezervor. În momentul de față, singurul lucru care îl mai ține este acest șurub de aici. O să-l desfacem și pe acesta. Și acum trebuie să iasă fără probleme. Ok, după ce am desfăcut și șurubul acela, trebuie să iasă fără probleme. Ok. Scoatem furtunelul de la benzină cu grijă. Așa, scoatem și motorul. Așa, mai departe vom desprinde cilindrul de carter. Acesta este prins cu aceste patru șuruburi. Îl desfacem cu un capăt de 8. Ce am desfăcut cele patru șuruburi de fixare. Așa. Motorul iese fără probleme. Da, am uitat să desfacem firul de la aprindere. Gata. Așa. Și acum l-am scos fără niciun fel de problemă. De ce am spus ca să nu încercăm să desfacem volanta când este pe ea? Este mult mai ușor așa, deoarece noi o să folosim o presă foarte ieftină. Aceasta, i-am pilit deja puțin aceste ghiare, deoarece ele sunt foarte groase și nu aveți loc să le băgați între rulmen, să zicem, sau în cazul acesta la volantă. Așa, vom folosi această presă pentru a îndepărta volanta, dar în cazul în care nu aveți presă, să zicem, puteți cu ușurință să prindeți volanta în menghină. Dar vă recomandăm când o prindeți să nu strângeți direct pe ea, să folosiți un carton, să folosiți un lemn, ceva, să strângeți. Noi o să scoatem cu ajutorul presei volanta și apoi putem să desfacem cilindrul.